Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi pregăti friptură de miel. Pentru această rețetă avem nevoie de următoarele ingrediente. Eu am ales o pulpe de miel, o crenguță de rozmarin, 2 cepe, 2 ardei grași, 2 morcovi, o căpățână de usturoi, sare, paprică, piper câte o linguriță, 500 ml apă, 100 ml ulei. În primă fază împănăm pulpa cu usturoi. Înțepăm pulpa cu cuțitul. Așa procedăm și pe partea cealaltă. Într-un vas punem uleiul, amestecăm mixul de condimente și condimentăm bine pulpa și pe o parte și pe cealaltă. O așezăm în cratiță, continuăm să condimentăm. Legumele vin toate tăiate. Acum așezăm legumele pe lângă carne. Punem și crenguțele de rozmarin și adăugăm la sfârșit apa. Se pune la cuptor la 180 de grade timp de 2 ore. Pulpa de miel este gata. Vă urez poftă bună și vă mulțumesc pentru vizualizare. Pentru mai multe rețete gustoase, abonați-vă la canalul meu de YouTube, Idei de Mâncare de la Mădălina.